Ne aflăm într-o perioadă extrem de complicată. Nu are nimeni sau n-a avut până acum această experiență. Învățăm din mers, cum s-ar spune. Cum a afectat această perioadă a pandemiei activitatea complexului și ce măsuri ați luat ca totul să fie în regulă și în deplină siguranță? Noi credem câteodată că suntem invincibili sau că nouă nu ni se poate întâmpla, sunt prea mici șansele să ni se întâmplă. Câteodată ni se întâmplă. Dovadă cârgele mele, că am zis că sunt bun pe motocicletă, am zis că mă descurc să merg pe motocicletă și prin Bulgaria am căzut și m-am întors de acolo cu piciorul fracturat, fără deplasare fractura, până la Constanța pe motocicletă. N-a fost simplu să merg cu un singur picior jos și cu pasageri și cu bagaje, dar am reușit. Cert e că am reușit, dar n-am reușit să mă protejez când a fost alunec pe o pată de ulei. Ți se poate întâmpla. Ți se poate întâmpla, ăsta este motivul pentru care trebuie să fim foarte, foarte atenți. Fiindcă o scăpare și gata. O petrecere cu prietenii și gata. Un om de încredere care, stăm lângă mine fără mască. Noi acum ne-am pasat microfonul și suntem afară. Fiindcă orice se poate întâmpla. Și ăsta este motivul pentru care trebuie să păstrăm distanțarea fizică. În cazul acestei boli, în primăvară, s-a stârnit o foarte mare confuzie. Și această foarte mare confuzie a făcut ceva rău. Dar n-aveai ce face. A fost confuzia oamenilor de știință, nu a guvernanților. Oamenii de știință au crezut că virusul se transmite indirect. Adică atunci când au găsit ARN viral pe suprafețe și pe obiecte, rezistând zile sau chiar săptămâni, au zis că acel ARN viral este componenta unui factor infecțios sau infectogen. Ulterior s-a aflat că nu sunt decât componente virale și în consecință s-a crezut că este o boală cu o contaminare indirectă importantă și ne-a închis în case. Și în consecință trebuie să ne protejăm contaminarea respiratorie, pe calea respiratorie, această contaminare care este aproape universală sau unică aproape. S-a vorbit de cea digestivă. S-au găsit fragmente de ARN în scaun și a zis că este și formă digestivă. Și, în consecință, ne-am temut și noi de localizarea digestivă. Nu este atât de importantă. Cea respiratorie. Trebuie să fim foarte atenți cu această contaminare respiratorie care este oricând posibilă. Și, din acest motiv, trebuie să purtăm mască. Iar în situația în care ajungem într-o aglomerație, într-un aer închis, străbatem un hol, urcăm într-un lift și suntem într-o zonă periculoasă sau trecem printr-un grup de oameni, în special oameni care vorbesc, respirăm pe nas, ne închidem gurițele. Nu cântăm tare, nu vorbim tare, vorbim încet și ne închidem gura, fiindcă a primi virusul pe cale nazală este mult mai bine decât a-l primi pe cale respiratorie, traheopulmonară. Pe cale nazală intră în filtru făcut de natură, evoluat. Este extrem de important să respirăm pe nas. Și să ne punem masca. Să zici că masca trebuie să acopere și nasul. Așa este. Însă cei care vorbesc au nevoie de mai mult aer, și deseori ajung să vorbească cu masca pe buze și cu nasul liber. E mai bine decât nimic. Dacă nu se poate, lasă-l să vorbească, ții distanța, lasă-l să vorbească cu masca pe buze. Fiindcă din plămân este o cantitate mare de virus. Însă atenție! Localizarea nazofaringiană, cea care produce restrângerea sau eliminarea mirosurilor, mirosului, acuității osmatice, anosmia, cum spun medici. Cea care determină reducerea sau eliminarea gustului, fiindcă se multiplică virusul pe celule nervoase modificate în analizorii gustativ sau respectiv olfactivi. Ei bine, simptomatologia este mai ușoară, evoluția clinică este mai lungă, dar mai ușoară,
Însă acești bolnavi sunt extrem de periculoși, fiindcă ei sunt super spreaders. Sunt cei care elimină virusul în cantitate cea mai mare. Ajungem în situația de a înțelege că nu e nouă ordine mondială, nu e Bill Gates, omul ăla cu nume de poartă care a făcut fereastra, cum se spune, Windows, nu? Dar și este pur și simplu nimic altceva decât un organism ca și noi, e adevărat că virusurile sunt constate la limita între viu și neviu, un organism ca și noi care, ce să vezi, încearcă să se adapteze pe o nouă specie. Că s-a adaptat el de capul lui, fiindcă ciudat a trebuit să mănânce el liliacul aproape crud în supă sau l-a ținut pe acolo până să-l vândă, sau că niște nebuni au încercat să domesticească un virus corona încercând să facă un vaccin, fiindcă așa cum se prezintă acest virus, el este în drumul spre vaccin. Nu este patogen ca primul corona, nu este nici la fel de prietenos ca viitorul corona-vaccin. Este undeva la mijlocul drumului. Deci e posibil să fi fost scăpat și este un virus în calea de vaccinare. La ultimul interviu am spus că anul ăsta va exista vaccin. Încă am optimismul să cred că anul ăsta va exista vaccin, iar țările care nu au niște reglementări foarte stricte vis-a-vis de securitatea vaccinării, probabil că vor întârzia în 2021 cu un vaccin înregistrat. Însă țările care nu-și pun astfel problema, cum este China și Rusia, au deja vaccin, îl folosesc deja pe grupele de risc și sunt acum în situația de a produce pe scară largă cantități din acest vaccin. Ei deja vaccinează. Așadar, există motive de îngrijorare pentru cei care vin în complex? Firește că dacă nu respectă regulile de protecție, respectiv mască la caserie, mască în delfinariu, planetariu și acvariu, mască atunci când stau la coadă undeva chiar și în exterior, mască atunci când nu-și pot permite o distanțare fizică de peste 2 metri, există un risc. Dacă nu se protejează, există un risc. Dacă însă respectă reglementările pe care noi le-am impus, respectând pe cele stabilite de Guvernul României, dacă ei respectă aceste reglementări, riscul acesta nu există. Noi am făcut toate măsurile, am luat toate măsurile să îl limităm. Să limităm în delfinariu durata, șederea, spațialitatea minimă de 2 metri, mască obligatorie, umiditate, ventilație, toate astea le-am luat în considerare și, bineînțeles, numărul de vizitatori acceptați, care a ajuns la o treime. A ajuns la o treime vara asta. A ajuns la o treime din cauza că nu putem primi mai mult de o treime pe delfinariu, nu putem primi și asta înseamnă în loc de 1200, 400, așa am făcut toată vara, o treime în acvariu, în loc de 60, cât sunt normele ISU, și acolo era o limită vis-a-vis de securitatea și de viteza cu care poți evacua clădirea în cazul unui cutremur sau incendiu. Acvariu, dar mă rog, cutremur poate fi. Și aveam 60, acum avem 20. 15 la planetariu din 60, chiar o pătrime la planetariu. Acolo suntem foarte stricți. Cu aerisiri și așa mai departe. Mască obligatorie, cum spuneam. Deci dacă oamenii respectă ceea ce le cerem, cu siguranță vor scăpa de o infectare la complexul muzeal și vor avea, din potrivă, o întărire a sistemului imunitar prin mișcare, prin natură, prin soare, prin vizită, prin fotoconversia vitaminei D, așa cum spuneam cu o dată anterioară. Suntem, deci, din acest punct de vedere, grijulii și responsabili. Sunt foarte mulți copii și, după cum vedeți, virusul ăsta începe să adapteze. Este un virus în adaptare. Nu trebuie să fim fixiști. Virusul ăsta care este azi așa, mâine poate fi altfel. Îl cheamă la fel. Îl va chema poate SARS-CoV-20 sau COVID-20. Da? Însă, cu siguranță, este un organism viu, un organism care poate fi modificat și are resurse.